Protestatarii spun că familia de români încearcă din primăvară să ia copiii înapoi. Ei acuză că cei de la Protecția Copilului din Germania i-au luat fără motive reale. O manifestație de susținere a familiei Furdui din Germania, de la care s-a luat abuziv 7 copii. Și sunt duși în două instituții, două locuri ale acestei instituții, pe motive neîntemeiate. Oamenii le cer autorităților din Germania să-i ducă pe copii înapoi la părinți. Ne-am strâns aici să susținem familia Furdui. Avem un Dumnezeu care ne încredem în El și știm că va lucra și în curând copiii vor veni în familiile lor. Cerem reunirea familiei Furdui pentru că copiii trebuie să crească în familie împreună cu părinții lor. Statul german să dea copiii la familie pentru că copiii în sânul familiei se educă, nu printre străini. Cei 7 copii au vârste cuprinse între un an și jumătate și 16 ani. Cazul ar fi pornit, potrivit informațiilor din presă, de la mărturia unuia dintre copii. El s-ar fi plâns de relația cu mama sa și ar fi spus că unii frați ar fi bătuți uneori de femeie. Ulterior, autoritățile din Germania i-au luat pe minori.